Mai puțin de 6 luni în urmă, Fondul Ecologic împreună cu Primăria Orașului și Societatea Civilă au amenajat teritoriul în jurul cele mai cunoscute fântâni din Taraclia, Botov-Ghiran. A fost închise gunoiștea neautorizată și au fost plantați copaci. Din păcate, oamenii fără scrupule continuă să arunce gunoi în locul dat. Людей перестали выбрасывать отходы свои, мусор, но не все. Oamenii au încetat să arunce gunoi, dar nu toți sunt care aruncă ceea ce putrezește timp de 30 de ani. Primăria, la rândul său, va face tot ce e posibil ca orașul să fie curat. Nu, primăria și Virdiniță уберет вот этот мусор после нерадивых этих граждан, которые вот выбрасывали. Primăria și Verdenița vor elimina acest gunoi, dar aceasta nu va fi gratuit. Vom fi nevoiți să alocăm pentru acest lucru bani, care ar putea folosi pentru altceva, de exemplu la îmbunătățirea alimentației copiilor la școală și altele. Другие мероприятия, которые можно было бы и что-то построить другое и сделать какие-то другие благоустройства в городе. Vorbind despre gunoi și deșeuri neautorizate, sunt de remarcat locurile preferate pentru cetățenii noștri. Cel mai mult aceștia sunt atrași de podurile peste râul local. Trecând pe la proprietarii caselor lângă unul dintre aceste poduri, am aflat că niciun proprietar nu are un contract cu întreprinderea municipală Verdenița, privind eliminarea deșeurilor. Șeful Inspecției Ecologice a raportat că colegii se efectuează raiduri săptămânale pentru a detecta acumulări de gunoi în locuri nepotrivite. Это, как правило, происходит на тех улицах, где не имеются договоров на вывоз хозяйственно-бытовых отходов. Поэтому примарии просто необходимо работать в плане улучшения, увеличения. Рейдерили се десфашоры де обичей аколо, онде ну экзисте контракты де элиминаре адешеурилор. Де ачея примария есте невоите са фака тотул пентру а мажора нумрул де контракты. Се конвинга уаменей ку ажуторул актелор нормативе са семнезе контракты пентру а микшора полуаря. Ин презент костул уной контракт пентру о персоане конституе 6-7 лей. Ну и о сума аты де маре пентру а менцине проприя курте ин куратение. Вот этих мусоросвалок. Потому что на ликвидацию одной такой мусоросвалки может потребоваться где-то до 500 лей. Administrația orașului Taraclia a condamnat în mod rigid pe cei care nu înțeleg că dăunează mediului prin aruncarea de gunoi în locuri nepotrivite și intenționează să continue să identifice și să pedepsească infractorii. Если до сих пор вот все это происходило и как-то не принимались эти меры, то Dacă până în prezent nu au fost luate măsuri, în viitor, împreună cu Poliția, Centrul de Sănătate Publică și Inspecția Ecologică, noi vom controla mai des locurile unde se aruncă gunoi. Vom depista și pedepsi infractorii. Места, где выбрасывается мусор, и находить виновных, кто будут это выбрасывать, и привлекать их, конечно, к административной ответственности. Numărul problemelor ecologice în lume se mărește pe zi ce trece. Fiecare dintre noi poate influența pozitiv asupra mediului făcând primul pas, încheierea unui contract cu întreprinderea Verdenița.